Iubiți frate și surori, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu, care ne va servi ca o învățătură pentru ziua aceasta și pentru viața care ne stă în față. Cuvântul lui Dumnezeu se găsește scris în Cartea Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 10, de la versetul 1 în jos. Pagina biblică 1119. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 1 în jos. Să facem liniște în sufletele noastre și să urmărim al Domnului cuvânt. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare și toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că iau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au perit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli ca unii din ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curbim cum a făcut-o unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au perit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul viacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de ei să ieșiți din ea ca să puteți răbda. De aceea, prea iubiții mei, fugiți din chinarea la idoli. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reocupați locurile. Slăvim numele Domnului și binecuvântăm numele Domnului, pentru că Domnul nostru a fost bun față de noi. A fost bun față de noi. În marea sa dragoste și bunătate, Domnul a privit la noi, a privit la viețile noastre, a privit la neputințele noastre și în dimineața aceasta Domnul a zis: inimilor noastre să mai bată. Domnul a zis veții noastre să mai rămână în trupul nostru. Domnul ne-a dat o zi plină de pace, plină de bucurie. Ne-a dat o zi în care nu suntem stresați de nicio parte, ci suntem liniștiți în țară, liniștiți în oraș, liniștiți în biserică. Suntem plini de liniște, pentru că Domnul a spus să fim în felul acesta. Apoi, Domnul ne-a dat încă o binecuvântare de a putea fi în casa Lui. E o mare binecuvântare să fii aici, în casa Domnului. Pentru că aici avem multe posibilități. Avem multe. Dacă ne întoarcem de pe front cu inima rănită, aici între noi, în casa lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, Cel ce deține un de lemnul vindecător.
Cel ce deține vindecarea doar printr-o atingere. Și noi suntem aici în dimineața aceasta și Domnul vindecă inimile noastre. E un mare har să căpătăm vindecarea sufletească. Pentru că de trup, de alte și alte, se mai pot face unele și altele lucruri. Dar pentru sufletul nostru nu poate nimeni să-l vindece decât Iisus Hristos. E un har că suntem aici și putem să ne vindecăm sufletele noastre și să avem un suflet sănătos. Măriți-vă pe Domnul! Apoi suntem aici să scăpăm de poveri. De poveri. Pentru că în lupta aceasta sau în călătoria noastră de pe pământul acesta, de multe ori noi purtăm anumite poveri în spatele nostru. De multe ori în inima noastră purtăm anumite poveri. Și Domnul ne-a spus: veniți la mine voi toți cei trudiți. Ce ne trudește? Poverile, nu? Și Domnul este acel care în dimineața aceasta, fiind în casa Lui, ridică poverile din inima noastră. Și căpătăm o inimă liberă. Domnul este acela care în dimineața aceasta se uită la viețile noastre și ridică din sufletele noastre, din viețile noastre, păcatele noastre. Și păcatele sunt lucruri care ne împovorează, lucruri care ne apasă, lucruri care ne face să umblăm cu ochii priviți numai în jos. Dar Domnul, în dimineața aceasta, ne-a chemat aici să ridice păcatele noastre. Pentru că cel ce poate să ne ierte păcatele și cel ce poate să ridice păcatele noastre este unul singur. Și acesta este Iisus Hristos, măriță pe El. Și El ne-a chemat în dimineața aceasta să ne ridice păcatele noastre și să avem o inimă liberă. Să avem o inimă bună. Să fim înaintea Lui Dumnezeu așa cum ne vrea Domnul. Să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Măriță pe Domnul. Apoi Domnul ne-a strâns în dimineața aceasta aici să ne învețe, să ne sfătuiască. Pentru că El s-a dus să ne pregătească un loc. Că acolo unde este El să fim și și noi, să fim noi toți care suntem în dimineața aici, aceasta aici, și cei care nu sunt aici, sunt acasă bolnavi, și cei care nu sunt aici, poate sunt acasă îmbătrâniți și nu pot să vină din cauza bătrânețe, a neputinții. Domnul ne-a pregătit un loc pentru toți. Și în locul acela Domnul vrea să ajungă oameni. Vrea să ajungă creatura mâinilor Lui, care a făcut-o după chipul și asemănarea Lui. Și pentru că ne dorește să ajungem acolo, Domnul ne-a strâns să ne învețe în dimineața aceasta, să ne vorbească în dimineața aceasta, să ne spună ce trebuie să facem ca să ajungem acolo. Pentru că am citit din Cartea Domnului, aveam de gând și am plecat pregătit să predic din Tesaloniceni, dar pentru că lucrarea Duhului Sfânt din dimineața aceasta a fost așa că Domnul i-a cercetat biserica, i-a cercetat ființele noastre și Domnul a tras o concluzie în urma cercetării. Nu știu dacă vă amintiți ce a spus Domnul. Deci, mulți dintre voi vin la masa mea în chip nevrednic. M-am cutremurat când am auzit lucrul acesta, că mulți dintre noi venim la masa Domnului în chip nevrednic. Și rog pe Domnul să ne ierte. Amin. Să ne ierte. Și pentru că Domnul a văzut lucrul acesta, m-am gândit și Domnul mi-a pus în minte contextul acesta din 1 Corinteni, din capitolul 10, unde Domnul vorbește despre câteva lucruri și lucrurile pe care le spune Domnul, versetul 5 mă voi axa în dimineața aceasta pentru că timpul nu ne permite, și spune așa, și totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au perit în pustiu. Problema care se pune în dimineața aceasta, Dumnezeu trece prin biserică. Dumnezeu trece prin adunarea noastră. Dumnezeu cercetează locașul acesta, cercetează Valea Jiului, cercetează vulcanul. Dumnezeu cercetează fiecare colț sau pe fiecare om îl cercetează Domnul.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul cercetează și pe cel bun și pe cel rău. Domnul dă binecuvântare și pe cel bun și pe cel rău. Domnul nu face deosebire. A plouat în vara aceasta peste vulcan și n-a plouat numai peste grădina lui Turcu. Nu-i așa? Nu numai peste grădina lui Iacob. A plouat tot ce a fost în jur. Tot vulcanul a fost cuprins de ploaie. De ce? Pentru că Domnul este bun. Domnul este milos. Și Biblia spune că El nu dorește moartea păcătosului. Și dorește ca tot omul să aibă ce? Viață veșnică și viață din belșug de Dumnezeu. Măriță pe Domnul! De aceea Dumnezeu cercetează, ne cercetează și pe unii, cercetează și pe alții. Dă binecuvântare și peste unii și peste alții. Dar aș vrea să vă spun că și Dumnezeul nostru face lucrurile acestea un timp și apoi se oprește. Se oprește. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că au fost oameni care au fost binecuvântați, chiar dacă n-au fost buni. Chiar dacă n-au fost oameni plăcuți lui Dumnezeu și totuși au fost binecuvântați. Au fost oameni care au fost plăcuți lui Dumnezeu și totuși în lumea aceasta au fost măcinați de anumite probleme, măcinați de anumite greutăți ale vieții. Sau ne uităm tot în Scriptură că Dumnezeu a binecuvântat și pe unii și pe alții. Dar spune Scriptura că și toate lucrurile acestea au venit o vreme și au venit un timp când s-au oprit. S-au oprit. Și omul care a fost plăcut lui Dumnezeu, chiar dacă în lumea aceasta n-a fost binecuvântat, chiar dacă aici poate a avut parte de aceleași tratamente ca și ceilalți oameni, spune Scriptura, când a ajuns dincolo, când a trecut poarta aceasta a vrednicie și s-a dus în dincolo, în veșnicie, spune Scriptura, că omul a fost binecuvântat de Dumnezeu. Iubiți frați și surori, și cel ce a fost, poate n-a fost plăcut Dumnezeu și a fost binecuvântat aici, când s-a terminat cu vrednicie, a ajuns în veșnicie, dincolo, n-a mai fost binecuvântat. N-a mai fost binecuvântat. Și a avut parte de chin și de durere. Acum problema se pune, așa cum a zis Duhul Sfânt în dimineața aceasta. Mulți dintre voi vă apropiați și veniți și stați la masa Domnului în chip nevrednic. În chip nevrednic. Când omul vine înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că omul acela nu este plăcut lui Dumnezeu. Știți că nu este plăcut lui Dumnezeu? Când vii în chip nevrednic și stai la masa lui Dumnezeu, Dumnezeu îți îngăduie. Dumnezeu îți dă posibilitatea ca tu să schimbi poziția, să schimbi viața, să schimbi hainele, să schimbi viața ta, să schimbi interiorul tău. Dumnezeu îți dă timp să schimbi. Și Dumnezeu te primește aici. Să vii. Și tu vii și stai la masa Domnului în chip nevrednic. Iubiții mei, frați și surori, ne uităm în Scriptură și am citit cuvântul lui Dumnezeu și spune totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, ei s-au rănit din aceeași mană, au mâncat aceeași mâncare, au fost trecuți prin nor, au fost trecuți prin Marea Roșie, au stat sub protecția lui Dumnezeu. Și totuși, spune Scriptura, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Problema se pune dimineața aceasta. Ce trebuie să facem noi ca să fim plăcuți lui Dumnezeu? Ce trebuie să facem? Să fim plăcuți lui Dumnezeu. Asta se pune problema. Pe mine nu mă interesează despre cel din stânga, cel din dreapta. Dar problema se pune a mea. Ce trebuie să fac eu? Să fiu plăcut lui Dumnezeu. În primul rând, Scriptura ne spune și ne învață ce trebuie să facem noi. Ce trebuie să facem. Și primul lucru este să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Ca să fim plăcut lui Dumnezeu, primul pas sau primul gând pe care ne-l spune Scriptura, noi trebuie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Și spune Scriptura că în fiecare dimineață Dumnezeu trecea prin grădină.
trecea prin grădină. Și când trecea prin grădină, spune Scriptura că se întâlnea cu omul. Se întâlnea cu omul. Și omul când se întâlnea, Dumnezeu îl privea în față, omul privea pe Dumnezeu în față și atunci se întâmpla acel moment tainic și plăcut, conversația dintre om și Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu s-a schimbat și a rămas același. El trece și astăzi prin biserică, trece și astăzi prin vulcan, trece și astăzi prin locul acesta și vrea ca Filip să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, să-L privească pe Dumnezeu în noi și Dumnezeu să-L privească pe mine, să mă privească pe mine. Eu să stau de vorbă cu El și Dumnezeu să stea de vorbă cu mine. Și în momentul când eu mă întorc și fac lucrul acesta, îi sunt plăcut lui Dumnezeu. Îi sunt plăcut Dumnezeu. Dar în momentul când noi ne întoarcem spatele de la Dumnezeu, în momentul când noi ne ducem și ne ascundem de ochii lui Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu, spune Scriptura că și lui Dumnezeu nu-i plac astfel de lucruri. A trecut Domnul prin grădină și în momentul când Adam și Eva păcătuit, spune Scriptura, căci ei, în momentele acelea când Dumnezeu a venit, s-au dus și s-au ascuns. I-a plăcut lui Dumnezeu? S-a bucurat Dumnezeu când Adam a fost ascuns prin grădină? Știa Dumnezeu unde este. Știa Dumnezeu ce face Adam acolo. Știa ce a făcut Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vrut să stea față în față cu Adam și Eva. Și spune Scriptura că omul s-a ascuns de fața lui Dumnezeu. S-a ascuns de fața lui Dumnezeu. De ce s-a ascuns? Pentru că între el și Dumnezeu era păcat. Era păcat. Când în viața noastră intervine păcatul și păcatul pune amprenta peste inimile noastre și peste viețile noastre, noi nu mai putem sta să-L privim pe Dumnezeu în ochi. Nu mai putem. Pentru că cel ce nu ne lasă să-L privim pe Dumnezeu este păcatul. Este păcatul. Și David spunea, câtă vreme am tăcut și câtă vreme am fost sub povara păcatului, oasele mele gemeau. Ochii mei erau țintuiți în jos. Nu puteam să fac nimic. Nu puteam să fac nimic. Pentru că păcatul, spune Isaia, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și nu putem să intrăm în revelație cu Dumnezeu. Și nu putem să intrăm în Sfânta Sfintelor cu Dumnezeu. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și în momentul când păcatul pune amprenta peste inimile noastre, ființa noastră, inima noastră, noi devenim oameni neplăcuți lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Devenim oameni neplăcuți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă vreți să fiți plăcuți, să ne aducem aminte. Căci în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, avem un mare preot. Un mare preot care a trecut prin lumea aceasta. De la naștere până la înălțare, a trecut prin lumea aceasta și a trecut prin toate evenimentele vieții. N-a fost scutit de nimic, spune Scriptura. De toate a avut parte. Dar ceea ce n-a făcut acest mare preot, nu s-a pătat de păcat. N-a fost atins de păcat. Și el a murit și a mers înaintea lui Dumnezeu ca un mare preot neprihănit. Să ne aducem aminte că în cerul, la dreapta lui Dumnezeu, avem un mare preot, neprihănit, care are milă de slăbiciunile noastre. De slăbiciunile noastre. Iubiți frași și surori, dacă cumva fugim de fața lui Dumnezeu, dacă cumva nu vinim la biserică, dacă cumva stăm acasă pentru că am păcătuit, să știți că nu rezolvăm problema aceasta. Nu o rezolvăm stând acasă. Nu o rezolvăm mergând în altă parte, făcând altă parte. Nu o rezolvăm. Pentru că niciun om de pe pământul acesta nu poate să ne ierte păcatele noastre. Niciun om din lumea aceasta nu poate să ne dea mântuirea sufletelor noastre. Și unul singur este care poate să ne dea mântuirea. Și acesta este Iisus Hristos. Și Biblia ne îndeamnă și ne spune în ziua aceasta, au fost și alții ca și voi. A fost și alții. Și pentru că au fugit de fața lui Dumnezeu. Și pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu, spune Scriptura. Ei au perit. Ei au perit. Și dacă nu vreți să periți, și dacă nu vreți să fiți despărțiți de Dumnezeu, haideți să ne apropiem către Dumnezeu. Să ne întoarcem fața către Dumnezeu și să-L privim pe Dumnezeu în ochi. El sfânt și noi păcătoși. El drept și noi greșiți.
să-L privim pe El în ochi și să-I spunem, Tată, Tu ești sfânt, eu sunt păcătos. Tată, Tu ești neprionit, eu sunt păcătos. Te rog, ai milă de mine. Ai milă de mine, Doamne, lasă o picătură de sfânt sângele Fiului Tău, care a curs pe dealul Golgote, să-mi atingă inima, să-mi atingă cugetul, să-mi atingă ființa mea. Și astfel, eu să devin o ființă plăcută lui Dumnezeu. Primul lucru, să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Și dacă vom face așa, va fi fericit de noi. Iar dacă nu vom face așa, va fi vai de noi. Și un alt lucru, un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem noi, ne spune Scriptura și vorbește în Romani, capitolul 14, de la versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și în băutură, ci în neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Aș vrea să mai recitesc încă o dată. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Iubiți frați și surori, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să privim la Hristos. Să privim la El, la pomul Lui. Și Scriptura ne spune, căci în pomul lui Hristos, în pomul lui Dumnezeu, sau în pomul lui Iisus Hristos, era neprihănire. Era neprihănire, era pace, era bucurie, era despătare în Duhul Sfânt. Ca să fii om plăcut lui Dumnezeu în dimineața aceasta și să poți să te apropii în timp vrednic de Dumnezeu, eu trebuie să caut în fiecare zi să fiu un om neprihănit. Eu trebuie să caut, să lupt după neprihănire, să fug după neprihănire. Și Apostolul Pavel spunea, încă n-am ajuns să apuc premiul alergării, dar lupt, fac ceva să ajung spre acolo. Iubiți mei, frașii și surori, ca să ajungi la neprihănire, nu poți sta nepăsător acasă. Nu poți sta nepăsător să te mulțumești cu religia, să te mulțumești cu numele unde ți este scris. Nu poți să te mulțumești că vii în biserică și predici Evanghelia, sau cânti, sau prorocești, sau faci alte lucruri în biserică. Nu. Și ca să poți fi un om plăcut lui Dumnezeu, tu trebuie să fugi în fiecare zi după neprihănire. Trebuie să fugi, trebuie să alergi, trebuie să cauți neprihănirea. Și să privești la tine și să-L privești pe Hristos. Pentru că Scriptura ne spune că blestemat este omul care se încrede în om, dar binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Și de aceea noi trebuie în fiecare zi și în fiecare moment din viața noastră să privim la Domnul Iisus Hristos. Să privim la neprihănirea Lui, să privim la viața Lui. Și în momentul când vedem că suntem păcătoși, să-I spunem, Doamne, eu nu vreau să fiu păcătos. Și eu vreau să fiu un om neprihănit ca și Tine. Doamne, aș vrea rodul acesta al neprihănirii să fie și în viața mea și în pomul vieții mele. Să fie și în mine, Doamne, ajută-mă! Și în momentul când tu cer de la Dumnezeu, sau eu cer de la Dumnezeu, să trăiesc neprihănirea, să umblu după neprihănire, Dumnezeu spune ceva despre mine. Sunt un om plăcut Lui. Sunt un om plăcut Lui. Apoi, un alt lucru pe care spune Scriptura, plin de pace. Plin de pace. În mijlocul furtunii, în mijlocul unei lumi care nu mai are pacea, nu mai are liniștea. În mijlocul unei lumi care este atât de tulburată, tu să fii plin de pace. A fost Domnul Iisus Hristos în felul acesta? A fost. El a trăit o vreme ca și noi. Ca și noi a trăit. N-a fost diferență. Poate diferențele au fost că noi aveam mașini, El avea magar. Noi călătorim cu transport auto, El călătorea cu transport animalic. Asta a fost diferența. Dar în rest, a fost ca și noi. Problemele vieții au fost și atunci, sunt și acum. Dar spune Scriptura că și Domnul știa ce-L așteaptă. Știa ce îi stă în față. Știa pe toate lucrurile. Știa că va fi bătut. Știa că va fi răstignit pe cruce. Dar, spune Scriptura, în mijlocul acestor lucruri, Hristos a fost plin de pace. Și a mers la moarte plin de pace. Iubiți frați și surori, roada
orice trebuie să fie și în viața noastră. Dacă vii la cina Domnului fără pace în suflet, dacă n-ai pacea în viața ta, dacă n-ai pacea în lăuntrul tău și vii la cina Domnului, Iisus Hristos, de care tu te atingi astăzi, de care te contopești astăzi și vrei să fii una cu El, adu-ți aminte că El a fost Fiul Păcii și mă vrea și pe mine să fiu Fiul Păcii. Și dacă lipsește pacea din inima mea, spune Scriptura, dacă îți lipsește pacea, ce să facem? Să o cerem de la Dumnezeu, care poate să ne dea și pacea. Poate să dea pacea, poate să ne dea liniștea în sufletele noastre și poate să pună această pace în viețile noastre și noi să umblăm prin lumea aceasta plin de pace. Dar Biblia spune să o cerem de la Dumnezeu. Și un alt lucru pe care Scriptura ne spune, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune și bucurie, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Un om plăcut lui Dumnezeu este omul care este plin de Duhul Sfânt. Este plin de Duhul Sfânt. Noi, nu știu, a devenit ceva așa ca un ritual rugăciunea pentru noi. Ne rugăm, ba ne rugăm, ba nu ne rugăm, ba spunem, ba nu spunem. Nu. Dar bucuria, Biblia spune că și Dumnezeu privește spre omul care este plin de Duhul Sfânt. Iubiți frați și sărori, ne apropiem de cina Domnului, avem cina Domnului în față. Întrebarea se pune, simțim noi această bucurie a Duhului Sfânt la rugăciune? Sau rugăciunea este o povară pentru noi? Sau este un lucru greu pentru noi? Sau este un moment când este atât de greu pentru a sta în prezența lui Dumnezeu? Ca să fii plăcut lui Dumnezeu în mine, plinătatea Duhului Sfânt trebuie să domnească. Trebuie să fie, în primul rând, în mine, zic, nu dumneavoastră, în mine. Duhul Sfânt să fie în mine. Și când eu sunt plin de Duhul Sfânt și când Dumnezeu îmi umple viața de Duhul Sfânt, se întâmplă în viața mea un eveniment ca rugăciune. Se întâmplă un eveniment. Și lucrul care se întâmplă la rugăciune, mă rog și cu mintea, dar mă rog și cu Duhul. Mă rog și cu mintea, dar mă rog și cu Duhul. Și atunci când eu, în mine se întâmplă aceste lucruri în viața mea, eu devin o făptură plăcutului Dumnezeu. Și cina Domnului sau apropierea de cina Domnului este echivrednic. Este echivrednic. Dar dacă la rugăciune vin și mă rog doar numai cu mintea și mai cas și mă mai scarpin în cap și mă mai uit în biserică și mai văd pe unul cum își pregătește cântarea și mai văd pe unul cum se roagă lângă mine și apoi mai închid din nou ochii și zic, Doamne, ai milă de mine sau Doamne, ai milă de copilul meu sau mai zic ceva. Omul acela, aș vrea să spun, nu este plin de Duhul Sfânt. Nu. Nu-l călăuzește Duhul Sfânt la rugăciune. Nu. Pentru că atunci noi suntem și devenim oameni care avem doar mai un ritual la rugăciune. Și Dumnezeu spune Scriptura că El urăște astfel de oameni. Spune Scriptura. Pentru că ne este dat să nu vă vai de acela care își îndeplinește neprihănirea în fața oamenilor. Și sunt oameni care fac mătăni și care umblă în fața oamenilor și pleacă, fac plecăciuni, se roagă, se vadă lumea cât de evlavios este El. Ce spune Scriptura? Dumnezeu își găsește plăcerea în astfel de om? Niciodată! Dumnezeu își găsește plăcerea în oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-mă să fiu plin de Duhul Sfânt. Să mă rog și cu mintea, să mă rog și cu Duhul. Și în momentul când mă rog cu mintea, eu cer lucruri pentru copiii mei, sau pentru familia mea, sau pentru biserică mă rog. Dar când Duhul Sfânt se roagă pentru mine, în primul rând, Duhul Sfânt vorbește cu Dumnezeu taine, așa spune Scriptura. Duhul Sfânt prin mine vorbește cu Dumnezeu taine. Și apoi în Romani spune tot Apostolul Pavel, căci când mă rog cu Duhul, Duhul mijlocește pentru mine cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu. Pentru că eu nu știu să mă rog pentru problemele care ne stau mâine în față, care ne stau săptămâna aceasta în față. Nu știu să mă rog. Dar cel ce este în mine, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, știe ce mă așteaptă mâine. Știe ce mă așteaptă poi mâine. Și de aceea, când se roagă Duhul, El mijlocește pentru mine cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu. Și cel ce cunoaște năzuința Duhului și cel ce cunoaște rugăciunea Duhului este Dumnezeu. Și Dumnezeu pregătește pentru mine momentul de izbăvire. Pentru că spune Scriptura,
Scriptura nici o ispită nu a ajuns peste puterile voastre. De ce n-a ajuns peste puterile noastre? Pentru că Duhul Sfânt se roagă pentru mine. Duhul Sfânt mijlocește pentru mine. Și în momentul când vine ispita, Dumnezeu trimite îngerii. Dumnezeu trimite puterea sa dumnezeiască peste mine. Și spune Scriptura că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Este mai tare decât ispita lumii. Este mai tare. Pentru că Duhul Sfânt al Dumnezeu este în mine. Iubiți frați și surori, să ne apropiem în felul acesta de masa Domnului. În timp vrednic, plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt, să cere la Dumnezeu, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Și aș vrea ca rugăciunile de vine seara să fie rugăciuni și să fie biserica plină și tineri să fie împreună cu noi și frații în vârstă să fie împreună cu noi și toți să fim împreună aici, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Pentru că trăim vremurile sfârșitului, vremurile când venirea ta este atât de aproape. Tu vei veni pe norii slavii și îți vei lua acasă. Doamne, ce mă fac eu? Că sunt neplăcut voința tale. Pentru că n-am pace, pentru că n-am liniște, pentru că n-am plinătatea Duhului Sfânt. Ce fac eu, Doamne? Unii petrec veșnicia. Și în momentul când te frământă gândul acesta, așa cum l-a frământat pe David, Doamne, cine va locui pe muntele Tău? Doamne, cine va intra în cortul Tău? Și primește răspunsul. Cel ce umblă în neprihănire. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Iubiți frați și surori, este vremea. Dacă Dumnezeu n-a venit până astăzi, dacă n-a venit nicio nenorocire peste noi, dacă n-a venit nicio boală peste noi, e harul lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu, care va vrea, care te vrea să ajunge în împărăția Lui. Și El în ziua aceasta ne-a spus prin dunda Duhului Sfânt și prin mesajul Evangheliei, ne-a spus ce trebuie să facem. Ce să facem? Să fim plăcuți Lui. Amin. Okay.